Bine ați venit la a doua ediție a serialului de emisiuni Biserica în Societate, Toleranța Creștină. Am onoarea și plăcerea să am împreună cu mine astăzi reprezentanți din trei biserici diferite, de confesiuni diferite. Părintele Simeon Pavel, de la Biserica Nașterea Domnului, Biserica Ortodoxă. Bine ați venit, părinte! Bine v-am găsit! Părinte, pastorul Daniel Chiu, de la Biserica Baptistă Logos, din Chicago. Mă bucur să fiu cu dumneavoastră! Și pastorul Florin Câmpean, de la Biserica Philadelphia, din Chicago, Biserica Pentecostală. Mulțumim pentru invitație! Și eu vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația mea. Mă bucur că putem sta față în față să discutăm puțin despre acest subiect, cred, destul de important, Biserica în Societate. Pentru ca să ne cunoaștem mai bine și pentru cei care acum vă văd pentru prima dată, am să vă rog să vă prezentați puțin bisericile din care aparțineți, biserica din care proveniți. Un scurt istoric despre biserica dumneavoastră, părinte. Biserica a luat ființă în anul 1939. A fost o divizare, aș putea spune, de la Biserica Sfânta Maria. Un grup de oameni au înființat această nouă biserică și care a dăinuit până în zilele noastre. Primul preot a fost activ, părintele George Smed, care a venit special din România în anul 52, de a preluat parohia. Și pe urmă a avut trei locații, una pe Belden, prima dată o bisericuță, a doua pe Polaina și a treilea din 97 la biserica unde suntem actualmente. Câți credincioși vă întâlniți în această parohie? Cam în fiecare duminică sunt 300-350 de persoane care vin la Sfânta Liturghie, iar ca membri avem la 700 de familii. Vă mulțumesc. Pastorul Daniel Chiu, o scurtă descriere a bisericii noastre. Biserica a luat ființă în 1982. Se numește Logos pentru că dorim să punem accentul pe cuvântul lui Dumnezeu. Este biserică baptistă, adică practică ceea ce Domnul Iisus Hristos cerea ucenicilor, să meargă în toată lumea, să predice Evanghelia, să facă ucenici din toate neamurile, botezându-i și apoi învățându-i. Este dorința noastră să învățăm pe membrii, nu numai doar să accepte Evanghelia, ci să și trăiască în conformitate cu învățăturile Domnului Iisus. De aceea avem și o școală pe lângă biserică, școală care se străduiește să instileze în elevii noștri adevărurile biblice. Școala este cu același nume, școala Logos. Logos. Christian Academy. Câți credincioși se întâlnesc la noastră? Avem în jur de 300 de membri, cam 100 de familii. Vă mulțumesc. Pastorul Florin Câmpean de la Biserica Philadelphia, vă rog din și pe dumneavoastră o scurtă descriere a bisericii noastre. Biserica Philadelphia este una dintre cele mai vechi biserici pentecostale din metropola Chicago, la ființă în 1973, cu un grup foarte mic de credincioși. Astăzi avem o comunitate de aproximativ 850 de persoane, diverse activități, o biserică cunoscută și implicată. Anul acesta organizăm a 43-a convenție a bisericilor pentecostale, un eveniment la care participă în jur de 4.000-5.000 de oameni. Are loc de 43 de ani. Și noi, împreună cu celelalte biserici pentecostale, am fondat școala biblică Ecclesia Bible College, care educă tineri, persoane care doresc să cunoască mai mult Cuvântul lui Dumnezeu și să se specializeze în domeniul teologic. Vă mulțumesc pentru aceste informații. Aș vrea acum, pentru că avem o comunitate foarte bogată în Chicago și după cum fiecare știți, foarte puțin procentual vorbind sunt implicați în biserica locală, sunt membri sau chiar participanți, vizitatori. Cei mai mulți sunt români, oameni vorbitori de limbă română, răspândiți prin zona Chicago, pe care nu-i cunoaștem și care practic nu se închină într-o biserică după cunoștința noastră. Întrebarea mea este, care este rolul bisericii în societate, în comunitate? Ce putem face noi pentru acești oameni care știm că și ei sunt români și poate unii chiar și creștini? Părinte. Ce putem să facem? Să-i căutăm în măsura posibilităților, dar neavând tangență cu biserica, e greu să-i cauți în metropola Chicago sau în suburbiile din prejur. Și noi avem această dificultate pentru că, făcând o socoteală, membrii de la biserica, de la noi, de la celelalte biserici, poate că sunt membri înscriși, câteva mii.
Dar ceea ce se spune despre Chicago, care avea la 200 de mii sau poate mai mult de români care sunt în Chicago, diferența este enorm de mare. E greu de... Cu cei care avem tangență, întotdeauna căutăm să-i atragem către biserică, fie prin slujbe, fie prin cuvântări, fie prin apropiere mai aproape, că preotul dator ca să caute, așa cum s-a căutat și oaia cea pierdută prin munți. Nădăjduim să facem mai mult, dar în măsura posibilităților, pentru că dacă n-ar fi așa de mare câmpul acesta în care căutarea este așa de anevoioasă și așa de grea, și mai ales nepăsarea multor oameni care au venit din țară, poate cu gândul acesta, nu cu gândul acesta, dar formați în era comunistă din țară, în care să n-aibă tangență prea mult cu biserică. Avem oameni care vin la botez, botează, cunună. La Paște și la Crăciun. La Paște, la Crăciun. Dar din păcate cunoaștem asta, însă poate că noi ca și credincioși, ca și biserici locale, ca și membrii într-o biserică, trebuie să ne reorientăm puțin viziunea. Aș vrea să întreb pe pastorul Daniel Chiu părerea despre rolul bisericii în societate. Rolul bisericii este, în primul rând, să aducă gloria lui Dumnezeu și trebuie să facă lucrul acesta prin acțiuni concrete. În primul rând, prin proclamarea cuvântului sau a Evangheliei curate, neamestecate sau nediluate. După aceea, rolul bisericii este să glorifice pe Dumnezeu prin edificarea membrilor care îi are. Cei care au venit la credință trebuie edificați, trebuie crescut spiritual. Scopul pe care Dumnezeu îl lămurește în Scriptură este ca fiecare credincios să ajungă asemenea chipului Domnului Iisus Hristos. Este un proces lung, îndelungat, un proces dificil, dar acesta este scopul bisericii. Să ducă pe oameni la cunoștința adevărului și la perpetuarea chipului Domnului Iisus Hristos în cât mai mulți frați. Pastorul Florin Câmpean, care este opinia dumneavoastră referitor la rolul bisericii în societate? Primul rând, subscriu la cele mai multe idei pe care pastorul Chiu le-a spus. Eu personal definez rolul bisericii în cinci feluri. Deci biserica există, și aceasta este de fapt motoul bisericii noastre, există pentru închinare, glorificarea lui Dumnezeu, pentru maturizare, educarea, edificarea credincioșilor, pentru evangelizare și misiune, pentru implicare, slujirea fiecărui credincios în trupul lui Hristos și, în final, pentru părtășie. Trebuie să mai adaug aici că, în special în diaspora, biserica are și alte conotații. Fiind răspândiți, risipiți în toate zările, zorile, în toate punctele cardinale, chiar într-o metropolă ca Chicago, biserica devine și un fel de capelă, devine și un loc unde credincioșii dezvoltă în mod special părtășia și comuniunea, comunicarea unii cu alții. Cred că lucrul acesta este foarte important pentru diaspora, unde se întâlnesc românii. De cele mai multe ori românii, când au o nevoie, când au o situație, se pot întâlni la biserică. Și ca în perioada biblică, perioada Noului Testament, biserica este și un fel de sinagogă unde oamenii se întâlnesc, unde oamenii se adună împreună pentru vari motive. Sigur, cel mai important motiv trebuie să fie glorificarea lui Dumnezeu, însă are o conotație aparte în diaspora, localul bisericii unde ne adunăm. Așa, după cum se vede și astăzi aici, suntem credincioși de confesiuni diferite, reprezentăm biserici diferite și avem probabil diferite moduri de a ne închina și crezul nostru fiecăruia. Există în preconcepția unora gândul ăsta că unele biserici nu sunt suficient de implicate în comunitate și nu colaborează suficient. Credeți că este necesar sau important ca bisericile creștine să colaboreze mai mult decât au colaborat până în prezent? Florin Câmpian. Sigur, noi trebuie să colaborăm. Însă întotdeauna în colaborare trebuie să existe principii și criterii. Cuvântul acesta este frumos, colaborare. Însă trebuie să înțelegem care sunt domeniile în care colaborăm. Mă duc puțin mai departe. Toleranța creștină. Cuvântul acesta, toleranță, este
Iertați-mă că spun asta, dar este un cuvânt nebiblic. Okay? Cuvântul biblic este îngăduință, care este total diferit de toleranță. Toleranța, în vremurile recente, a devenit o armă împotriva creștinismului, pentru că, în general, biserica este acuzată acum de atei, de cei care sunt extrem de liberali, este acuzată biserica de intoleranță. Bună oară, dacă proclami Evanghelia simplă pe care a proclamat-o Hristos, că vei fi acuzat imediat de intoleranță. Așadar, cred că trebuie să redefinim cuvântul acesta și nu neapărat trebuie să intre în jargonul nostru. Noi avem un cuvânt mult mai frumos, așa cum am spus, l-am menționat, cuvântul îngăduiți-vă, îngăduință. Pavel spune de mai multe ori, îngăduiți-vă unii pe alții. Și aici sunt multe conotații, multe valențe de semnificație aici, dar colaborarea este necesară, noi trebuie să cooperăm. Însă trebuie să vedem care sunt principiile care conduc cooperarea noastră, care sunt criteriile și, la urma urmelor, care este scopul final biblic pentru care ne unim eforturile. Pastor Daniel? Dacă se pune problema colaborării, cred că trebuie să distingem între diferite paliere de colaborare. Un palier general al tuturor românilor este că putem colabora toți la evenimente culturale românești. Suntem toți români. Există apoi alte paliere, cum ar fi evangelizarea. Aici, bisericile evanghelice pot colabora pe palierul pe care se află împreună și așa mai departe. Și există paliere și mai strâmte. Părinte, referitor la colaborarea între biserici, care e părerea noastră? Biserica Nașterea Domnului întotdeauna a încercat colaborarea. Și pentru acest motiv, de ani și ani de zile, de 40 de ani, are anumite programe, cum e Christmas Around the World, la Muzeul de Știință și Industrie, am înființat festivalul, tocmai, e adevărat, nu este religios festivalul, dar e unitate pe care leagă oamenii, pentru că într-o biserică, dacă ne ducem, sigur că trebuie să respectăm regula bisericii respective. Ori în anumite programe din astea anticulturale, am putea spune, este un univers pentru toată lumea, același program. Și putem să discutăm, putem să ne apropiem unii de alții, putem să formăm mai multă colaborare unii cu alții. În continuare, biserica, avem echipe de dansuri, avem copii la dansuri, avem copii mai mari, avem tineretul, care ducem mai departe și la Springfield și în alte părți. În toate părțile am mers ca să ducem, mă rog, obiceiurile și tradițiile din țară de la noi. Dar și la Crăciun, tradițiile de Crăciun care sunt în România. Bineînțeles, în stil ortodox, eu n-aș putea spune de sub altă formă, dar colaborarea între noi ar putea fi și atunci când am lăsat anumite disensiuni și am încercat să ne apropiem, chiar noi care suntem astăzi aici, să ne apropiem unii de alții și să discutăm anumite forme prin care am putea să oamenii să se întâlnească, să nu mai fie dușmănie că, mă rog, biserica ortodoxă e așa sau biserica pentecostală e așa sau știu. Astea sunt disensiuni care strică unitatea și colaborarea. Colaborarea este atunci când lași toate deoparte și cauți același lucru. Mântuirea oamenilor și apropierea oamenilor prin diferite forme de conlucrare, fie ele culturale sau de altă natură. Bineînțeles că putem să cooperăm, cum am spus, în anumite domenii unde avem aceleași convingeri. Toți suntem români, toți suntem patrioți, bănuiesc. Toți avem probabil anumite scopuri politice. Veniți dintr-o țară comunistă, ne identificăm cu o anumită orientare politică în America și nu susținem orientare de stânga. Dar există apoi și diferențe pe care trebuie să le recunoaștem și aceste diferențe fac imposibil o colaborare în alte domenii. Cum considerați dumneavoastră că am putea să ne concentrăm la lucrurile care ne unesc în loc de cele diferențe despre care vorbiți? Pentru că se pare că uneori aici este problema, că noi ne focalizăm, ne concentrăm la diferențele care există între noi și atunci se naște acest conflict, dacă pot să-i spun așa. Până unde mergem? Care este limita? Deci, cred că trebuie să facem distinție clară între uniformizare și cooperare. De multe ori, oamenii înțeleg a coopera sau a colabora prin a deveni la fel. Ori noi nu suntem la fel,
De fapt, una dintre cele mai frumoase lucruri despre trupul lui Hristos este diversitatea în trupul lui Hristos. Și noi trebuie să respectăm această diversitate în trupul lui Hristos și diferențele pe care le avem. Unele diferențe pe care le avem pentru o anumită mișcare sunt nenegociabile, non-negociabile. Deci sunt lucruri, de ce am spus la început că noi trebuie să avem principii. Sunt domenii unde putem coopera cu toți românii și am cooperat. De exemplu, dau un exemplu concret. Când România dorea să intre în NATO, acum câțiva ani, a fost o unitate generală în direcția aceasta. Am lucrat împreună cu alți lideri religioși, politici, de business, ca să promovăm, și am scris Congresului American, să promovăm intrarea României în NATO. Acesta ține de patriotismul nostru, de faptul că noi suntem români. Sunt anumite specifice pe care nu le putem vinde, ținem la ele, de aceea suntem diferiți, însă nu trebuie să disprețuim, să adoptăm o atitudine de dispreț față de ceilalți, că Pavel spune, în ceea ce suntem de acord să lucrăm împreună, până când în celelalte lucruri ne va lumina Dumnezeu. Și cred că Pavel a fost inspirat de Duhul lui Dumnezeu când a spus aceste cuvinte care ajută cooperarea noastră. Sunt de aceeași părere, cooperarea poate avea loc nu ștergând diferențele, ci menținând diferențele și respectându-ne diferențele. În lucrurile în care putem să umblăm împreună, spune cuvântul, să umblăm împreună. În lucrurile în care suntem diferiți, să rămânem cu aceste convingeri până când Dumnezeu ne va lumina. Părinte? Cred că scopul principal în care putem să colaborăm, noi toți suntem pentru mântuirea sufletelor oamenilor. Asta e o deviză pentru care Mântuitorul ne-a trimis. Mergeți și învățați și botezați și conduceți oarecum oamenii în drumul acesta, în corabia aceasta care este biserica, către mântuire. Or, în momentul în care noi căutăm să ducem toți corabia către mântuire, sigur că multe lucruri dispar. Nu vorbesc de natură, de convingere religioasă a fiecărui grup care este, ci vor dispare de sensiune de acelalte natură, în care să știm că toți suntem în una în Hristos. Noi toți formăm trupul tainic al lui Iisus Hristos, indiferent din ce confesiune faci parte. Hristos ne așteaptă pe toți. Dar aici noi trebuie să avem întotdeauna curajul de a nu denegra o altă comunitate, o altă confesiune, ci caută fiecare, cum a spus și dumnealor, fiecare în domeniul în care el își manifestă credința, fie ea liturghie, fie ea asta, cântare sau alte, dar din sesiunea se dispare. Toți ne rugăm lui Dumnezeu, fiecare cum înțelege el ca să se roage lui Dumnezeu. Și ăsta e scopul prin care Mântuitorul ne cheamă să ne colaborăm, să mergem împreună și să ajungem la drumul mântuirii. Cred că ar trebui să definim fiecare ce înseamnă în opinia dumneavoastră sau care este înțelegerea dumneavoastră referitor la mântuire. Uh-huh. Cum înțelegeți dumneavoastră, conform Bibliei, mântuirea? Mântuirea o înțeleg prin aceea pentru în care biserica total își dedică toată activitatea ei prin care oamenii să rămână în bunele moravuri, în moralitate și să împlinească voia lui Dumnezeu. Și, mă rog, învățătura pe care Mântuitorul ne-a lăsat-o și ne-a transmis-o prin Sfinții Apostoli, prin Sfinții Părinți, până la noi. Deci, în sensul acesta, noi suntem ancorați, am putea spune, în corabia în care ne duce către mântuire. Deci, mântuirea este de a omul să fie om bun. Deci omul și-o dobândește singur sau nu are dobândește, Domnul Iisus Hristos ce rol are în procesul mântuirii? Prin biserică și-o mântuiește că singur se pierde omul. Prin biserică sau prin Iisus Hristos? Prin Iisus Hristos și prin dată. Prin biserică pe motivul pentru că Hristos a lăsat bisericii puterea de a mântui, de a ierta păcatele, de a căuta prin Sfintele Taine omul să ajungă la mântuire. Deci, e de la Iisus Hristos, dar Iisus Hristos a încredințat pe urmașii săi ca să aibă procesul acesta de mântuire. Deci Hristos trăiește prin noi în continuare, am putea spune, în mijlocul nostru. Bineînțeles că aici trebuie precizate câteva lucruri. Domnul Pavel spunea că noi toți alcătuim trupul lui Hristos.
Precizarea este că noi toți care suntem născuți din nou alcătuim trupul lui Hristos. Există o mulțime care poate fi caracterizată doar în mod nominal creștină și există de cealaltă parte o entitate care este într-adevăr creștină. Care e diferența între cele două? Unii au credința mântuitoare în Domnul Iisus Hristos, iar alții nu au credința mântuitoare. Apostolul Pavel spune, nu mai cunosc pe Hristos în felul lumii, ajuns să-L cunoască personal. Credința mântuitoare este aceea care mă pune în contact direct cu Domnul Iisus Hristos, știu că El a murit pentru păcatele mele, a plătit prețul, îl accept ca mântuitor și în mod direct sunt iertat de El, fără intervenția unei biserici sau unei entități religioase, pentru că Iisus este mântuitorul. Domnul Iisus n-a delegat procesul mântuirii sau mântuirea nici unei entități religioase, ci a spus, eu sunt mântuitorul lumii, cine crede în mine, acela are viață veșnică. Aceasta este poziția noastră cu privire la mântuire. Petru, ne pui într-o situație dificilă. Trebuie să înțelegi că această discuție a mântuirii a cauzat războaie. Okay? Deci sunt două diferențe teologice. Și dacă ne băgăm să le discutăm, putem ușor ajunge la divergențe, pentru că ne respectăm teologiile și suntem de o anumită factură teologică pentru că noi credem în aceasta. Spre exemplu, în general, Biserica Ortodoxă crede că mântuirea se face comunitar prin biserică. Okay? Pe când cei de natură protestantă cred că mântuirea are de-a face cu individul, cu persoana în general. Persoana trebuie să ia o decizie personală pentru Hristos și nu necesarmente prin comunitate, prin biserică. Deși comunitatea este foarte importantă. Acum, putem sta să discutăm aici toată ziua, n-ai suficient timp pentru discuția aceasta, pentru că e o discuție care are loc de mii de ani efectiv despre cum se produce mântuirea și cum se consumă mântuirea credinciosului. Este unul dintre domeniile în care e foarte greu să ajungi la un numitor comun. Aici s-ar putea să ne încălcăm anumite principii pe care le avem. Eu nu cred că trebuie neapărat să ne simțim ofensați dacă nu avem păreri similare. Cred că trebuie să învățăm să ne respectăm reciproc și fiecare. Deci, cred că e un lucru fundamental ca să înțelegem fiecare unde stăm din punct de vedere al acestei mântuiri, pentru că s-a adus în discuție acest subiect și cred că este fundamental ca să înțelegem ce înseamnă practic. Și aș vrea acum, dacă îmi permite, să luăm o scurtă pauză, după care vom reveni și aș vrea să vorbim puțin și despre alte subiecte. Vă mulțumesc. Vom reveni după această scurtă pauză. Tratamente de îndreptare dinților la copii și la tineri, tratamente periodontale. Toate lucrările care le facem sunt lucrări garantate la nivelul pe care îl așteptați dumneavoastră. Am revenit în studio, sunt împreună cu părintele Simeon Pavel, pastorul Daniel Chiu și pastorul Florin Câmpean. Discutăm despre biserica în societate, toleranța sau acum, așa cum am auzit, îngăduința creștină. Acum continuăm pe acest subiect al rolul bisericii în societate. Vorbeam despre aspectele social, culturale și am ajuns chiar și la cel fundamental creștin și înțelegerea noastră a ce înseamnă mântuirea. Aș vrea acum să vă propun, poate tot la fel de dificil și de complicat subiect, nașterea din nou. Dumneavoastră, cum înțelegeți, Părinte, nașterea din nou? Eu știu că omul se naște odată când este botezat. Iar o altă naștere, nu știu dacă este. Pentru că Mântuitorul a spus, nu are parte cu mine cel care nu a trecut prin foc, prin Duhul Sfânt și prin botez. Deci, practic,
Nașterea de nou am putea să fie, adică omul să, prin viața lui, care își o duce în toată viața lui, caută să fie totdeauna aproape de Dumnezeu. El e născut din nou. Nu cred că este o formă prin care omul ar putea, văzut sau nevăzut, să aibă o naștere din nou. Pentru că a venit vorba de nașterea din nou, precizăm ceea ce a spus Domnul Iisus. Dacă un om nu se naște din nou, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Și când Nicodim își exprimă mirarea și incapacitatea, cum poate un om bătrân să se nască din nou, să intre în pântecele mamei, Domnul Iisus explică, dacă un om nu se naște din apă și din vânt. Și acestea sunt două elemente reprezentate simbolic. Dacă un om nu se naște din apă și din vânt, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Apa este cuvântul lui Dumnezeu, el a curățit biserica cu apa prin botezul cu cuvânt, deci apa e cuvântul, și vântul este duhul, pneuma în limba greacă, care înseamnă atât vânt cât și duh. Deci sunt cele două elemente care concură la nașterea din nou. Omul trebuie să audă cuvântul lui Dumnezeu. Mântuirea vine prin credință și credința vine prin auzire, spune Apostolul Pavel la Roman 10. Cuvântul lui Dumnezeu, omul aude, când acceptă cuvântul și îl crede, Duhul Sfânt produce regenerarea, nașterea din nou. Omul trebuie să fie destul de matur să înțeleagă cuvântul și la acceptarea cuvântului, la credința pusă în Domnul Iisus Hristos, Duhul Sfânt produce regenerarea, nașterea din nou. Da. Simplu, nașterea din nou efectiv înseamnă complexul convertirii. Când cineva, un om, se întoarce radical la Hristos, se produce o schimbare care se produce prin cuvânt și prin Duhul Sfânt. Însă aici este de asemenea elementul pocăinței. Nu uitați că prima predică pe care a ținut-o Domnul Iisus a fost pocăiți-vă căci împărăția cerului este aproape. Fără pocăință nu există naștere din nou. Și atunci, de exemplu, imediat aș pune întrebarea domnului sau părintelui Pavel, okay, cum se pocăiește un copil, spre exemplu, dar merge prea departe, poate în discuția aceasta, dar deci în înțelegerea mea a Scripturii și a noastră în general, a bisericilor de această factură, deci convertirea are de a face cu nașterea din nou, cu pocăința și nu există naștere din nou fără elementul pocăinței radicale. Pocăința, dumneavoastră cum înțelegeți, părinte? Da. Noi considerăm că copilul este născut din nou prin apă și prin botez, pur și simplu. De aceea biserica și ortodoxă și romano-catolică atribuie nașilor calitatea aceasta de a crește copilul acela în ceea ce îi mărturisesc, în credul pe care el mărturisesc la botez. Dar ar fi aici, iar sigur că s-ar putea produce un dialog. De unde avem necertitudinea copilul care e născut astăzi, că va ajunge să aibă pocăința și să mărturisească el pocăința. Nu are. De aceea noi, chiar din când se naște copilul, de multe ori suntem chemați la spital ca să botezăm copilul, pentru ca să aibă parte, că nu are parte cu mine, să aibă parte copilul cu Hristos. Și de aceea este, nașii sunt sponsorii spirituali ai copilului care vor căuta să-l nască, să ducă copilul în credința pe care i-au mărturisit-o atunci când l-au botezat. Iar când va ajunge matur copilul, sigur atunci va avea și actul de... Că de fapt noi începem pocăință de la vârsta de 7 ani. Odată cu 7 ani copilul trebuie să spovedească, să mărturisească păcatele, de care păcate și prin asta să împărtășească cu Iisus Hristos prin taina Sfintei Împărtășanii. Bine, asta e o problemă teologică, am putea să o lăsăm, că e foarte grea și foarte greu de dezbătut treaba aceasta, dar noi așa considerăm nașterea atunci când ai botezat copilul, deja l-ai născut. Eu cred că dumneavoastră vă doriți ca toți enoriașii dumneavoastră să ajungă în rai. Și normal. Și cine cred că fiecare dintre noi ne dorim ca toți românii care ne văd acum să se gândească serios la sufletul lor, la mântuirea lor personală. Și cred că sunt aspecte fundamentale care trebuie lămurite. Chiar dacă ele sunt văzute dintr-o perspectivă sau dintr-o înțelegere diferită, cred că trebuie clarificate. E fundamental. Dacă nașterea din nou ar fi realizată așa de simplu prin botezul în apă, avem câteva probleme. În primul și Duhul Sfânt, rând, în primul rând, că Domnul Apostolul Pavel spune, Hristos nu m-a trimis să botez, ci m-a trimis să predic Evanghelia. Deci nu botezul mântuiește, ci predicarea Evangheliei, cuvântul. În al doilea rând, Dumnezeu ar fi nedrept, pentru că copiii care nu ajung să experimenteze botezul creștin și n-au părinți creștini, ar merge toți în iad. Ori Biblia spune că în iad ajung oamenii care refuză în mod deliberat Evanghelia.
un copil care n-a fost confruntat cu Evanghelia, care n-a ajuns la vârsta responsabilității, este mântuit pe baza jertfei Domnului Iisus Hristos și nu pe baza unui act religios care se face cu el. Dumnezeu ar fi nedrept dacă ar trimite în iad pe toți copiii celor care nu s-au botezat și ar trimite în cer pe cei care s-au botezat indiferent de viața lor. Practica dovedește că foarte mulți copii care au fost botezați de mici, când au ajuns mare, au lepădat credința creștină sau nici n-au adoptat-o vreodată și nu au fost mântuiți. Deci botezul nu rezolvă nimic. Biblia spune că botezul este mărturia unui cuget curat și botezul se face pe baza credinței și pocăinței. Deci omul trebuie să fie în stare să creadă și să se pocăiască ca să primească botezul. Botezul e doar mărturia că el este născut din nou și că și-a pus încrederea în Domnul Iisus pentru mântuire. De aceea noi botezăm persoanele mature care au ajuns la vârsta responsabilității și pot să facă actul credinței și al pocăinței. Părinte, ați dat din cap. Da, am dat din cap pe motivă, pentru că e clar. Cine nu-i născut din apă și din Duh, nu are parte cu Hristos. Punct. Dar m-a arătat că apa este cuvântul, nu este apa botezului. Nu e apa botezului. Botezul este cel care transformă copilul. E poarta de intrare în creștinism, așa e denumită la noi. Deci botezul e poarta de intrare în creștinism. Înseamnă că copilul rămâne păgân până la vârsta de 18 ani când își mărturisește el. Din potrivă. Botezul nu face pe cineva creștin. Mă rog. Credința în Domnul Iisus face pe cineva creștin. Credința pe care am adoptat-o la vârsta responsabilității, când am înțeles că sunt pierdut și când am înțeles că am nevoie de Hristos. Și Scriptura, ca să adaug, spune Petru, spune Apostolul Petru, că botezul este doar o icoană. Transmite un mesaj. Este o afirmație, o declarație pe care noi o facem la un moment dat, mărturisim public credința noastră în Hristos. Eu personal, ca pastor, am botezat foarte mulți oameni, adulți, însă trebuie să recunosc că nu totdeauna am botezat, sau nu toți cei pe care am botezat au fost oameni născuți din nou, pentru că nu botezul naște din nou. Aceasta este o poziție fundamentală pe care o avem. Și așa cum se spunea, credința noastră în Iisus Hristos, atunci când ai ajuns la concluzia personală că ești păcătos și că ai nevoie de soluția divină oferită în jertfa lui Hristos și crezi, accepti în inima ta și în viața ta puterea jertfei lui Hristos, puterea mântuitoare a jertfei lui Hristos. Asta este poziția noastră și vedeți, sunt diferite... Aici intervine pentru că, mă rog, cred că în domeniul dumneavoastră nu aveți taina pocăinței. În Biserica Ortodoxă este taina pocăinței prin care se spală păcatele până... Dar copilul deja este intrat în creștinism, el, de fapt noi, dar copilul până nu-i botezat, nu are parte de împărtășanie, nu se dă împărtășania. Numai în momentul în care e botezat, atunci primește, că străi taine. Este împărtășanea, este botezul, este mirungerea și împărtășarea. Trei taine se săvârșesc odată când se botează copilul. Deci, părerea mea este că totuși, chiar și în domeniul, când avem căsătorii mixte, noi nu repetăm botezul care l-ați făcut dumneavoastră. Niciodată. Botezul unul singur. Spune și mărturisirea de credință. Cred într-un singur botez. Deci, noi chiar dacă avem căsătorii mixte, facem dispensă la episcopie prin care ne aprobă căsătoria unui ortodox cu penticostal. Am avut penticostală care s-a căsătorit cu ortodox. E frumoasă îngăduința dumneavoastră în privința asta. Am avut, mă rog, de la dumneavoastră. Deci, practic, căutăm în Hristos. Nu cred că atunci când ne ducem în credința noastră, nu trebuie să avem niște probleme foarte înguste în privința aceasta. Eu regret botezul. Odată un copil ce este botezat să repete botezul în altă... Eu nu-l văd bine. Vedeți, dumneavoastră, în Biblie avem pe ucenicii lui Ioan care erau botezați de Ioan și când s-au întâlnit cu Apostolul Pavel, a întrebat el, voi ați primit Duhul Sfânt când ați crezut? Și a spus, nici n-am auzit că a fost dat un Duh Sfânt. Și îl întreabă, cu ce botez ați fost botezat? Ce? Cu botezul lui Ioan. Asta e un singur botez. Ioan Botezătorul a început botezul și este un singur botez în apă. Și Pavel spune, Ioan spunea celor care se botezeau să creadă în cel ce venea după el, adică în Iisus. Pentru că ei n-au crezut în Hristos când au fost botezați și n-au avut acțiunea Duhului Sfânt de regenerare, au fost botezați nou după ce au crezut în Domnul Iisus. Deci, dacă e botezul pocăinței, domnul Pavel, cum poate un copil să facă botezul pocăinței? Nu-l face botezul pocăinței atunci, îl face după aceea. Botezul biblic este botezul pocăinței, spune Scriptura. Botezul pocăinței nu. Probabil că eu sunt singura persoană de aici care am fost botezat de două ori. Da. Ok.
A fost botezat ca și copil, însă pentru mine acel botez n-a fost o decizie personală. N-am mărturisit eu cu gura mea, cum spune Scriptura, au decis alții în locul meu. Al doilea botez pe care l-am făcut, okay, a fost atunci când eu am ajuns la concluzia că sunt un păcătos, că am nevoie de Hristos, că sunt născut din nou prin Cuvântul lui Dumnezeu și prin Duh și am vrut să declar lucrul acesta public prin botez. Eu n-am devenit creștin când m-am botezat. Atunci am intrat în trupul lui Hristos, dar nu am devenit creștin, n-am devenit mântuit când m-am botezat, ci am devenit mântuit în momentul în care l-am acceptat pe Hristos ca Domn și Mântuitor personal. Prin botez am acceptat să intru în trupul lui Hristos. Și asta este marea semnificație a botezului. Atunci declar public și intri în trupul lui Hristos. Ca dovadă faptul că tâlharul n-a mai avut nevoie de botez. Pentru că el nu mai avea nevoie să fie parte dintr-un trup de credincioși. El a fost mântuit pe baza credinței lui personale în Hristos. Tâlharul de pe cruce mă refer. Vezi, mântuirea nu este mântuirea atunci când te-ai botezat. Mântuirea o ai toată viața ta. Poți să fii botezat de 10 ori. Dacă pe patul morții tu nu ești omul care ai făcut ceva pentru mântuirea sufletului tău, nu vei avea parte cu Hristos. Asta este o altă mare discuție teologică, înțelegerea mântuirii. În general, bisericile tradiționale nu vorbesc despre siguranța mântuirii. Okay? Până la urmă nu știe nimeni când ești mântuit, decât poate la acea zi finală a judecății. De aceea, de exemplu, Biserica Catolică vorbește despre purgatoriu. Pentru că sunt oameni care nu sunt mântuiți și probabil se mai poate face ceva pentru ei după viața pe pământul acesta. E o discuție foarte vastă. Și normal. Care da. Cred că distinția fundamentală între bisericile tradiționale sau istorice, cum le numiți dumneavoastră, și cele evanghelice sau protestante, următoarea. Avem foarte multe puncte comune. Toți credem că Biblia e cuvântul lui Dumnezeu. Sure. Toți credem că Domnul Iisus e Dumnezeu în trup uman, născut din Fecioara Maria. Sure. Toți credem că a murit pentru păcatele noastre. Toți credem că a înviat fizic, s-a înălțat la cer și va veni să-și întemeieze împărăția. Problema fundamentală este cum ajungem mântuiți. Și aici bisericile tradiționale spun ajungem mântuiți prin sacramente sau tainele bisericii, plus faptele bune ale omului. Sure. Și bisericile evanghelice spun suntem mântuiți prin credința în Domnul Iisus Hristos. De aceea evanghelicii pot să fie siguri de mântuire, pentru că atunci când și-au pus încrederea în Domnul Iisus Hristos, au fost declarați, spune cuvântul, neprihăniți în Hristos și de aici au început o viață nouă, pentru că s-a produs în ei pocăința. Bisericile istorice nu pot să aibă certitudinea mântuirii și siguranța, pentru că se bazează pe fapte. Și omul nu știe dacă a făcut suficient de multe fapte. Este un hățiș în care intrăm odată cu faptele, pentru că, nu știm, am făcut destule, n-am făcut destule. Biserica în care sunt imeritoasă înainte Dumnezeu sau nu-i meritoasă înainte Dumnezeu. Mă poate asista sau nu mă poate asista. Dacă episcopul e greșit, dacă episcopul e unul care n-a fost hirotonisit de mâini curate și mai departe. Biblia e foarte simplă. Crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit. De aceea diferența aceasta enormă. Deci noi vorbim despre libertate religioasă și toleranță religioasă. Nu-mi place termenul toleranță, îmi place libertate religioasă. Baptiștii au fost cei care au introdus conceptul de libertate religioasă și au spus toți oamenii au dreptul să aibă convingerile pe care le doresc și să trăiască în conformitate cu convingerile care le au. Acum, libertatea religioasă pe care o accept și o stimez și o țin la ea, nu înseamnă că îmi pune mie bariere de a critica sau de a arăta neajunsurile conceptelor religioase ale altora. Aici ne deosebim fundamental. Mântuirea este prin credință sau prin fapte? Credință fără fapte, moarte este. E adevărat. Dar în același timp, Apostolul Pavel spune că toate faptele noastre deja au fost programate, rânduite. Asta înseamnă că e predestinație? Nu faptele avem predestinație? Faptele noastre bune sunt ca o haină? Nu, sunt predestinate. Faptele noastre asta bune sunt Scriptura. Ca o haină murdară înaintea lui Dumnezeu, spune Scriptura. Apostolul Pavel spune așa, prin har ați fost mântuiți prin credință și aceasta nu vine la voi, ce este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte. Ca să nu se laude nimeni. Roman 4, zice Apostolul Pavel, dacă cineva crede că are merit înaintea lui Dumnezeu, se înșeală. Înaintea oamenilor putem avea merit. Dumnezeu socotește neprihănit pe omul care nu lucrează, ci crede în Iisus Hristos. Roman 4, primele 4 versete. În momentul în care, în orice domeniu de activitate, în momentul în care ajungi la concluzia că tu ai făcut destul, înseamnă că nu mai faci nimic în continuare. Ortodoxii, romano-catolicii,
niciodată nu consider că au făcut destul. Până cine voi, până Hristos a făcut destul. Da, dacă îmi zic că eu sunt mântuit. Eu nu sunt, nu știu că sunt mântuit. Eu sunt preot. Dumneavoastră nu știți că sunteți mântuit? Nu. Nu mi s-a dat mie ca să fiu încerc, îmi dau toată silința să urmez pe Hristos, să conduc cu parohia, cu credincioșii la mântuire, dar niciodată eu nu pot să spun că am făcut destul, ci caut mereu și mereu să reîmprospătesc, să fac mai mult pentru ca Hristos să se îndure. Vedeți, aici este o diferență fundamentală între protestanți și ortodoxi. Sau bisericile tradiționale în general. Deci nu am făcut destul, spune omul, și spun frații ortodoxi, noi spunem Hristos a făcut destul. Harul meu ți este îndeajuns, este suficient. Și asta este o diferență fundamentală în ce privește mântuirea persoanei. Avem o problemă mare dacă ne bazăm mântuirea pe merit și pe fapte. Dumneavoastră puteți sta în fața... Nu credința și faptele. Bun. Dumneavoastră puteți sta în fața veșniciei cu nesiguranța asta. Ce se întâmplă dacă la ziua judecății veți fi pierdut? Vă puteți consola cu gândul ăsta? Eu mă consolez. Cum să vă consolați când Biblia spune că cine crede în Hristos are deja viața veșnică? Cum puteți să duceți pe alții pe calea pe care dumneavoastră o urmați dacă nu sunteți siguri de mântuire? Eu invit pe alții să vină pe calea pe care eu merg, pentru că această cale e sigură. De ce chemăm la pocăință? De ce chemăm în taina spovedanie? De ce chemăm la împărtășane de credincioși? Pentru că mereu să-i pregătim pentru calea veșniciei. Acum, dacă i-am chemat la pocăință și la credință, trebuie să-i asigurăm că au viața veșnică din momentul în care și-au pus încrederea în Domnul Iisus. Domnul Iisus a spus ucenicilor, celor care le veți ierta păcatele vor fi iertate. Celor care le veți da Evanghelia și acceptă Evanghelia, asigurați-i de iertarea păcatelor. Dumneavoastră nu pretindeți că aveți dezlegarea păcatelor, dar nici măcar nu dați asigurarea. Nu, niciodată nu pot da. Dumnezeu o dă, nu e. Și o dă. Dumnezeu o dă prin Duhul Sfânt. Însuși Duhul adevărește cu Duhul nostru că suntem copii al lui Dumnezeu. Este o certitudine, o siguranță pe care Domnul Iisus ne-o dă. Niciodată Domnul Iisus n-a lăsat pe oameni în nesiguranță. Întotdeauna a spus, cine crede în mine are viață veșnică. El a spus așa, adevărat, adevărat vă spun, că cine ascultă cuvintele mele, dă atenție și crede în cel ce m-a trimis, Tatăl a trimis să moară pentru noi. Deci omul care ascultă cuvintele lui Iisus și crede în Dumnezeu care l-a trimis pe Fiul, are viață veșnică, spune Domnul Iisus. Nu spune va avea, nu spune s-ar putea să aibă, are viață veșnică și nu mai vine la judecată ce a trecut din moarte la viață. Astea sunt cuvintele Domnului Iisus Hristos. Dacă credem cuvintele Lui, avem viață veșnică. Dacă nu le credem, rămânem în confuzie. Aici e toată problema. Credem sau nu credem? Cei care sunt nesiguri de mântuire n-au crezut încă cuvintele Domnului Iisus. Nu, nu e adevărat. Eu cred că trebuie să luăm o scurtă pauză să luăm o gură de aer și de apă și vom reveni și vom concluziona emisiunea de astăzi. Vă mulțumesc și vă invit să rămâneți alături de noi. Am revenit și continuăm subiectul de astăzi, Biserica în societate, toleranța, îngăduința creștină. Împreună cu mine se află Părintele Simeon Pavel, pastorul Daniel Chiu și pastorul Florin Câmpian. Ne apropiem de finalul emisiunii și aș vrea acum în concluzie, pentru că sunt unii oameni care ne văd poate pentru prima dată și care practic n-au mai fost la biserică de foarte multă vreme și ar dori să înțeleagă și ei mai bine ce înseamnă pocăința? Cum pot fi și ei iertați? Au fost oameni care ne-au sunat și ne-au spus sunt așa de păcătos încât nici Dumnezeu nu mă mai poate ierta. Părinte, asta e un păcat. Cum le sugerați oamenilor să se pocăiască? Foarte, foarte simplu puteți să vedeți pocăința din taina, din pe parabola vameșului și fariseului. Fariseul s-a dus în fața la templu. Doamne, îți mulțumesc, eu postez de două ori pe săptămână, dau zecioală. Nu-s nici păcătos ca vamișul ăla de spate. Vamișul care era încărcat de păcate zicea câteva cuvinte. Dumnezeule, milostiv, fii-mi păcătosului. Hristos a spus, s-a dus ala mai îndreptat acasă decât ăsta care postea, care da zecioală la templu.
Pocăința este actul prin care întotdeauna se consider că tu ești nevrednic de darul lui Dumnezeu. Da? Că mereu, mereu tu trebuie să te lupți cu tine însuți, pentru că sunt fel și fel de păcate, fel și fel de căli care te cheamă și caută să te scoată din ritmul tău normal de a merge pe calea mântuirii. Și de aceea totdeauna să ai umilința aceasta, pocăința aceasta. Pocăința nu înseamnă ceva, un cuvânt oarecare. Pocăința este să, întâi să te consulți pe tine în interiorul tău. Să vezi, ești vrenic de Hristos sau nu ești vrenic? Dacă spun numai la suprafață, n-am nimic, n-am nicio pocăință. Dar în momentul în care o plâng în lacrimile, de aceea Sfinții, Maria Egipteancă, păcătoasă, a ajuns până la urmă ca să se mântuiască după 40 de ani de pustie, să se ridică ca fulgul atunci când se ruga către Dumnezeu. Deci pocăința este aceea dăruire totală a ta pentru Dumnezeu și lupta continuă cu păcate și cu tot ceea ce vine rău peste viața ta. Pocăința în limbaj biblic înseamnă schimbarea gândirii, metanoia, înseamnă a avea o gândire schimbată. Noi ne-am născut cu o gândire care este afectată de păcat. În momentul în care însă Dumnezeu ne luminează mintea, putem să experimentăm această înnoire a minții. Ea are loc în momentul în care omul acceptă cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul Dumnezeu ne arată că suntem păcătoși. Când omul acceptă că e păcătos, când omul acceptă că merită iadul, plata păcatului este moartea, și când omul acceptă că Iisus a plătit pentru noi, atunci se întâmplă pocăința adevărată. Căința nu înseamnă pocăință. Căință înseamnă doar o părere de rău pentru păcate. Pocăință înseamnă o părere de rău care mă duce la Hristos prin care obțin mântuirea. Acum, pocăința este un act care stă la începutul vieții mele de mântuire, de credință, și apoi este un proces continuu. Actul adus în băierea aceea de care vorbește Domnul Iisus Hristos în Ioan 13, cine s-a îmbăiat nu mai are nevoie de o altă îmbăiere. Cine s-a pocăit odată și a pus încrederea în Hristos nu mai are nevoie de o altă pocăință fundamentală, de faptele moarte, cum spune cuvântul. Dar în viața noastră apar mereu păcate, probleme, lucruri negative. De acestea ne pocăim. Mântuirea am obținut-o când ne-am pocăit și ne-am schimbat mintea crezând cuvântul Dumnezeu. Părtășia cu Domnul o refacem de fiecare dată când ne pocăim de păcatele particulare care apar în viața noastră în umblarea zilnică. Aveți ceva de adăugat? Primul rând vreau să spun că exemplul părintelui Pavel cu acea pildă, parabolă frumoasă din Scriptură, demonstrează încă o dată că faptele noastre până la urmă nu valorează foarte mult înaintea lui Dumnezeu, pentru că acel fariseu a avut foarte multe fapte care efectiv nu au contat. Ceea ce a contat cu adevărat este atitudinea inimii acelui vameș. Pocăința în sine înseamnă întoarcere radicală la Dumnezeu. Înseamnă mintea de după, metanoia, un cuvânt compus din limba greacă, care efectiv, literal, înseamnă mintea de după. Înseamnă această întoarcere radicală la Dumnezeu, pe care orice om trebuie să o facă. Când omul spune, cum a spus Pavel, sunt cel mai nenorocit, sunt un păcătos și nu știu ce să fac cu păcatele mele. Există o singură soluție, este jertfa lui Hristos, sângele vărsat la cruce care ne curățește, spune Scriptura, de orice păcat. Aceasta este pocăința. Apoi, toată viața noi suntem în această relație cu Dumnezeu, totdeauna ne întoarcem la Dumnezeu pentru păcatele noastre individuale. Este imposibil să nu greșim, oricât de bine ne-am ținea. Scriptura spune că dacă spune cineva că nu are păcat, cum este? Un mincinos. Și avem acea exortație extraordinară copilașilor, dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Domnul Iisus Hristos, avem la Tatăl un advocat. Și numai prin acest advocat, nu prin mine ca și pastor sau prin altcineva, prin alte mijloace, ci doar prin Hristos, noi suntem iertați de fiecare dată. Dacă a venit vorba de pilda vameșului și a fariseului, vameșul și-a recunoscut păcatul, ai milă de mine păcătosul. Și textul intimează ideea asta că ai milă de mine păcătosul pe baza unei jertfe. Noi suntem iertați pe baza jertfei Domnului Iisus Hristos când manifestăm regret pentru păcat și credem că El a ispășit păcatele. Și cuvântul spune, vameșul s-a dus, a plecat îndreptat. Da, adică socotit, neprihănit. Când are loc pocăința autentică în viața noastră, suntem declarați neprihăniți de către Dumnezeu și suntem mântuiți. Să nu se înțeleagă ceva greșit din partea mea.
Pentru că Biserica Ortodoxă pe jertfa lui Hristos este. Deci Hristos a adus jertfa, dar ne-a dat o nouă jertfă. Iată, eu m-am jertfit pentru păcatele voastre. V-am ridicat, v-am împăcat cu Dumnezeu. De aici încolo rămâne jertfa voastră să o faceți prin faptele pe care le veți face în această viață, ca să fiți părtași cu mine și să primiți jertfa pe care eu v-am dat. Deci credeți că jertfa Domnului Iisus n-a fost suficientă pentru mântuirea noastră? Trebuie să este suficientă, dar trebuie să dovedesc că eu am primit jertfa lui Hristos, jertfiindu-mă și eu în viața aceasta. Dovada este una, contribuția mea este alta. Și eu cred că trebuie să dovedim că ne-am încrezut în Domnul Iisus. Dar dovada nu înseamnă meritul meu care îl adaug crucii Domnului Iisus Hristos. Nu îl adaug crucii, îl adaug crucii mele. Crucea mea vreau să o lipesc de crucea lui Hristos. Adică așa cum El pătimit El pentru mine și s-o jerfit, atâta mare iubire a avut Dumnezeu, deci lasă Dumnezeirea și să vină să mă mântuiască pe mine un păcătos, dar nu m-a mântuit total, pentru că așteaptă din partea mea să vadă, sunt vrednic de jertfa Lui? Deci o mântuire condiționată, așa înțelegi? Nici nu suntem vrednici. Toți suntem păcătoși. Dacă era după dreptate, Dumnezeu ne trimitea pe toți în iad. Tocmai de aceea Scriptura spune nu, că de mântuirea e tocmai de aia să ne scoată din iad. Trebuie să mai spun, dați-mi voie să spun referitor la acest subiect. Mântuirea în sine. Sunt trei elemente. Mai întâi este inițierea mântuirii. Okay? Când noi suntem declarați neprihăniți, am crezut în Hristos, apoi este trăirea mântuirii. Noi trebuie să ne trăim mântuirea și aici vine conceptul sfințeniei. Fiți sfinți pentru că eu sunt sfânt, spune Dumnezeu. Și apoi, în final, vine consumarea mântuirii când vom fi. Atunci nu știm cum vom fi, nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când va veni El, vom fi ca El. Sau atunci va fi consumarea mântuirii. De aceea noi trăim într-o anumită tensiune. Noi deja suntem mântuiți, dar încă mântuirea noastră nu este completamente consumată. Noi încă n-am ajuns finalizată. La acel moment. Finalizată. Dar nu e niciun dubiu că va fi finalizată. Exact. Cel care ne-a pus încrederea în Domnul Iisus Hristos, în mod automat intrăm în școala sfințirii, din care Dumnezeu nu ne lasă până ne duce la sfințire. La capăt ne glorifică. Acum o întrebare pentru domnul Pavel. Noastră credeți că efortul nostru, care spuneți că e absolut necesar, e pentru iertare sau pentru sfințire? Pentru a fi vrednic de jertfa lui Hristos. Bun. El a dat jertfă. Dumneatale face un sacrificiu pentru mine, da? Da. Eu trebuie să-ți dovedesc, dumneatale, că eu accept sacrificiu și că mă lupt pentru ca să-ți dau o satisfacție că ai făcut sacrificiu pentru mine. Ori Hristos a făcut sacrificiu pentru mine și eu trebuie să-i arăt lui Hristos, vreau să îi dovedesc prin fapta mea, prin faptele pe care le duc eu în viață, prin viața mea, să-i dovedesc că eu am primit jertfa lui Hristos și iată că caut și eu să fac ceea ce pot eu la crucea Lui. Dacă Dumnezeu mărturisește în Ioan capitolul 1, Ioan 5, că El ne-a dat deja viață veșnică în Fiul și cine are pe Fiul are viața și spune cine crede mărturia asta are în El viața, cine nu crede mărturia asta, îl face pe Dumnezeu mincinos. Nu-l face pe Dumnezeu mincinos. Așa scrie acolo. Cum putem noi să spunem că nu avem deja viața, că nu-i suficient ce Hristos a făcut, când Dumnezeu mărturisește, v-am dat viața veșnică, este în Fiul și ne are mărturia asta, în El e mântuit. Eu am mărturia aceasta. Dumnezeu ne-a dat viața veșnică și în Fiul. Și prin faptul că am acceptat mărturia asta, cred cuvântul lui Dumnezeu și îl cinstesc pe Dumnezeu. Dacă nu cred mărturia aceasta, înseamnă că îl fac pe Dumnezeu mincinos. Nu. Așa scrie acolo. Înseamnă că mă fac pe mine leneș ca să nu caut mântuirea în continuare. Bine, acum, deci, religia are impact în viața socială. Faptul că noi, protestanți în general, credem că suntem mântuiți prin har, tot complexul harului al jertfei lui Hristos, și nu prin fapte, asta nu ne face mai leneși. Spre exemplu, vreau să vă dau un exemplu concret din viața politică. Conceptul responsabilității individuale este un concept aproape absolut protestant. Okay? Conceptul responsabilității personale. De aceea, în cultura protestantă în general, persoana este responsabilă pentru acțiuni și nu atât comunitatea. Etica de muncă protestantă pe care se bazează America, s-a bazat cel puțin, sau societățile dezvoltate, vine din acest etos protestant care pune, de fapt, accentul pe responsabilitatea individuală a omului, pe responsabilitatea persoanei. Asta nu ne
face să fim leneși, ci dimpotrivă, dacă sunt mântuit, sunt o persoană responsabilă, sunt o persoană care trăiesc un anumit stil de viață, care trăiește conform numelui pe care îl are. Deci așa vedem noi problema faptelor. Noi nu spunem, noi nu trebuie să facem fapte. Noi trebuie să facem mai multe fapte. Domnul Iisus vorbește despre roade. Fapte poate să facă și un robot. Roade nu poate face decât un lucru care are viață. Când Biblia vorbește despre roadele noastre, ne spune că noi deja avem viața lui Hristos în noi și datorită acestei vieți producem roadă. Străduințele mele fără viața lui Hristos n-au niciun rost. Deci totul este, îl avem pe Hristos sau nu îl avem pe Hristos. Dacă îl avem pe Hristos, avem viața veșnică. Dacă nu îl avem pe Hristos, putem să ne străduim toată viața. Avem viața deschisă, calea spre viața veșnică de la Hristos. Dați, vă rog, Biblia. Dar pe calea, nu trebuie să luați din Biblie, că nu are niciun sens. Noi avem deschisă calea către viața veșnică, dar trebuie să mergem pe calea aia, că putem merge și pe calea de alături. Și noi zicem că suntem mântuiți. Bun. Dați-vă să citesc un text. Scriptura rezolvă lucrurile. Spune așa la 1 Ioan 5, de la versetul 9. Dacă primim mărturisirea oamenilor, mărturisirea lui Dumnezeu este mai mare. Sau avem de ales între mărturisirea oamenilor și mărturisirea lui Dumnezeu. Care e mai importantă? Mărturisirea lui Dumnezeu. Și mărturisirea lui Dumnezeu este mărturisirea pe care a făcut-o El despre Fiul Său. Deci Dumnezeu a făcut o mărturisire despre Fiul Său. Și spune că asta e mai importantă decât orice mărturisire a oamenilor. Cine crede în Fiul lui Dumnezeu are mărturisirea aceasta în el. Deci aici se testează credința adevărată în Fiul, dacă are mărturisirea asta în el sau nu o are. Zice, cine nu crede pe Dumnezeu îl face mincinos, fiindcă nu crede mărturisirea pe care a făcut-o Dumnezeu despre Fiul Său. Deci aici e o mărturisire așa de importantă pe care Dumnezeu o face despre Fiul, că Biblia spune cine are mărturisirea asta e mântuit și cine nu o are, cine nu o crede, de fapt e pierdut. Și acum, care e mărturisirea asta așa extraordinară, importantă? Și mărturisirea este aceasta, două puncte, băgați de seamă. Dumnezeu ne-a dat viață veșnică și această viață este în Fiul Său. Nu zice că ne-o va da, ne-a dat-o, este în Fiul Său. Cine are pe Fiul, are viața. Eu am avut un moment în care a spus, Doamne Iisuse, te vreau ca mântuitor și te primesc. De atunci îl am pe Fiul și am viața. Cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viața. Poate să aibă orice ritualuri. V-am scris, acum aici asigurarea. V-am scris aceste lucruri ca să știți, să fiți siguri că voi, care credeți în numele Fiului Dumnezeu, aveți viață veșnică. Nu zice veți avea, nu zice s-ar putea, ci ce aveți. Pentru că avem această mărturisire. Cred că Dumnezeu ne-a dat pe Fiul și ne-l avem viața. Părintele Pavel, timp să răspundă la această ultimă... ultimul gând, să zic așa. E greu de răspuns la întrebarea respectivă, pentru că asta e credința noastră. Credința noastră este de la început. Asta am crescut, moșii și strămoșii noștri, și știm calea spre mântuire ne este deschisă. Dar niciodată noi nu putem să ajungem la mândria aceea, eu sunt mântuit, de aici încolo eu nu mai fac nimic. Pentru că așa și eu sunt mântuit. Mi-a spus acolo în Scriptură, mi spune că eu sunt mântuit. Deci nu mai trebuie efort din partea mea. Domnul Pavel. Un pic. Da. Deci, nemai punând efortul respectiv, înseamnă că eu merg pe un făgaș care aș putea să fac orice. În momentul în care eu n-am siguranță, eu știu că Dumnezeu mi-a dat mântuirea, s-o jertfi pentru mine, dar așteaptă de la mine să văd ce fac eu, pe ce care merg pe calea mântuirii pe care Dumnezeu, merg și eu pe via dolorosă, pe drumul crucii, în viața aceasta, și atunci sigur că mi-asigur mântuirea, e asigurată mântuirea, dar dovedesc că sunt vrednic de mântuirea pe care Hristos mi-a dat. Sunt multe de spus. Sigur că da. Sunt foarte multe de spus și vă invit într-o altă emisiune să putem continua, pentru că acum, din păcate, timpul nostru s-a scurs. Vă mulțumesc. Mai aveți ceva de adăugat în concluzie? Timpul s-a epuizat. Vă mulțumesc pentru că ați avut amabilitatea să fim împreună și sper că am învățat împreună că totuși un lucru putem realiza, să comunicăm. Și am putea comunica, chiar dacă suntem de păreri diferite. E un început bun. Putem comunica și poate, de ce nu, și colabora. Eu vă mulțumesc și vă doresc... Colabora putem, uite și acum putem să mergem împreună, să stăm vorbosi. Mă rog, colaborarea există, dar vedeți, problema de religie și de credință este foarte dificilă. Dacă punem doi oameni, unul de la noi simplu, de la dumnealor, altul de la altul, și îmi spunem cine crezi, Dumnezeu, să ducăm toți trei și să roagă lui Dumnezeu. Noi împărțim un pic mărarul, toate astea le facem și mai greu, teologii mai greu se apropie. De aia nu se poate aduna biserică. Ce frumos ar fi să creștinismul ăsta unu.
ca și musulmanii. Musulmanii ne atacă și au bot pentru că stau la oaltă. Noi suntem fărămițați în diferite bisericuțe, biserici. Sunt, domnul Pavel, suntem una. Toți cei care îl avem pe Hristos ca Mântuitor suntem una. Da, dar să fim și în faptă. Păi suntem una dacă avem aceeași mărturisire, că El ne mântuiește, nu noi ne mântuim, El ne mântuiește. Biblia spune că El ne-a mântuit. Nicăieri Scriptura nu zice că noi ne mântuim, ci spune El ne-a mântuit. Este la pasiv, este lucrarea Lui în noi. Deși ne are această credință, este una. Ne-a mântuit să jertfi pentru noi, da. Da. Am ajuns la final, vă mulțumesc și vă invit și în altă emisiune, pentru că se pare că s-a deschis apetitul unui dialog destul de benefic, cred eu. Dragi telespectatori, am ajuns la finalul emisiunii de azi. Vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă invit să vă implicați și să intrați pe pagina de internet rtnchicago.com și să adresați întrebări și comentarii referitor la subiectul pe care l-am abordat astăzi și, eventual, dacă aveți sugestii pentru emisiuni viitoare, le acceptăm și le sugerăm cu plăcere. Vă mulțumesc și vă doresc vizionare plăcută în continuare.